Bun, salutare tuturor, numele meu este Dietz și astăzi ne găsim la episodul cu numărul 11 în care vom face foarte, foarte multă treabă. Față de episodul trecut, vedeți că vorbesc și la mai tare, pentru că sunt la mine acasă, nu mai am uh, uh, micul studio, cum a spus și voi, sau nu mai știu cum era pe premieră, că mă, ai dus, te-ai dus într-un studio nou, nu stiu ce, la la la, vedem că Moise are 69 vere, din păcate a scăzut în o din cauza că s-a accidentat foarte mișto detaliul ăsta, pentru că, într-adevăr, după ce nu mai joci aproape o lună, absolut, absolut deloc, fotbal este normal să scazi și în statistică și în OVR. Și băieți, mă aștept ca în acest episod să fie unul destul de lunguț, nu știu, estimez la o oră și jumătate de filmat, la voi ieși într-o 20 și ceva de minute. Deci, băieți, cel mai important, noi vrem să-l vindem pe Chitanov, este pe lista de transfer și sperăm să primim o ofertă destul de decentă pentru acesta. O înălțimi o okay de sperăm să scoatem un bonus foarte frumos pe el. Pentru Nicolae, se pare că acest ei se expiră, contractul are 64 vere, nu ne permitem să-l pierdem pe acesta. O cotă de 700.000 pe transfer, Marco o să-i reînnoim contractul, chit că cea mai probabil va pleca de la noi. După care și belgianului îi se închide contractul, dar la fel aș încerca să-l păstrez ca să-l vedem în vara următoare. Aș vrea să păstrez jucătorii care au cât de cât o cotă destul de măricică, și pe cei de 50 OVR, de exemplu, nu luau prea, nu? De exemplu, l-am găsit acum pe Alin Botogan. Botogan îmi pare rău pe tine, poți să te lasă liber de contract. N-am de ce să plătesc un jucător de 51 OVR. Sperăm să-mi evite și pe ceilalți de 50, să liberăm puțin, puțin lotul. I-am pus pe majoritatea pe lista de transferuri și speram să primim ofertă, pentru că în realitate n-am stat noi în Liga 2 să întrebăm, bă, oare să-l păstrăm pe nu știu care, oare să-l păstrăm pe nu știu cine. Se pare că a jucat 19 partide, din care Sali, Fu, și Chita, sunt singurii jucători care au jucat în fiecare, dar în fiecare meci. Și avem doar trei clean nu mi vine să cred. 3 clean 3 meciuri fără gol. pai și mă gândeam că naționala la România, de când este antrenată de 2 și a gol în continuă, dar noi, pai, noi l-am întrecut pe R2 Deci doar trei partide fără gol marcat, doamne, și cred că nici măcar în simulări, și în simulări am luat gol, dacă stau să mă gândesc. Păi băieți, eu zic să așteptăm la Salifu să mai îmbătrânească, poate la 29 de ani se va mai micșora cota ca să putem lua puțin, puțin mai ieftin. Dar în rest ar trebui să ne axăm pe acești jucători. Și sincer băieți, cred că a scăzut o punct în OVR, vreau neapărat să-i refac contractul lui Moise, mi-a spus și, unii și prin comentarii. Să-i refac contractul lui Moise, deci trebuie să o fac neapărat, neapărat. Vrea să fie crucial la noi și de-abia așteptăm să ne ajute în sezonul următor, un contract care se va mai adăuga încă 3 ani ca să rămână la noi cât, 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 cât mai mult. Poate cea mai rău să-l vindem sau cine știe, poate o ofertă pe el în sezonul următor, poate îl păstrăm. Și acum salariul, cât îi oferim, oare 1000 de euro, e prea puțin 1000 de euro, hai să mai mărim puțin... 1000 mie jumătate, ni permitem ți este un jucător extraordinar, Moise a făcut o treabă foarte bună, probabil ne-a dat un salariu prea mare, dar Moise merită. Pe Nachi o să lăsăm să plece liber de contract, pe Mitra la fel, pe Botogan la fel, și nu mai avem pe nimeni de 50 VR. Pe acest belgean, parcă, parcă, cred că am stat de neaur că l păstrez. Da, aș face, sincer, aș lăsa și jucătorii să liberi de contract. Nu, o să-i ofer un salariu mai mic. Dacă vrea să rămână la noi pe un salariu mai mic, este de acord. Haideți să-i refacem contractul olandezului nostru. vrea să fie crucial, nu putem modifica absolut deloc. Un 2 um, ani în plus, probabil, noi sperăm să-l vindem. Sper să fiu, sperăm să-l vindem și dacă reușim, ne bucurăm. Iar salariul, hai, de ce nu un 800 de mii? Cred că e un salariu destul de ok. Accept. A, puteam să dau salarii mult mai mici. Lulica, neapărat Lica care valorează 1,1 Lulica trebuie să-i faci neapărat un contract tot așa ca lumea cum i-a făcut Măise. Acesta vrea să fie important, 2 ani în plus, fără nicio clauză de rezervare ca să fim siguri că nu o să-l pierdem și salariul probabil îl dăm la fel ca apărătorului. Îl mărim puțin că merită. Hai un 800, 800 eu zic că e un salariu sub de mai ales pentru el. Și mai avem de refăcut câteva contracte. În primul rând, portarul Nicolae am zis că vreau să-l păstrez ca să-l vând în sezonul următor. Sperăm că vom primi o sumă destul de decentă și dacă scoatem un milion, pielei perfect, dar vrea să fie rotation. Măcar ar bine că îi împăca cu gândul că va fi portarul nostru de rezervă. Vreau și totuși o clauză de reziliere de... Bă, eu zic, dacă, vedea, dacă tot vrei o clauză de reziliere și că poate scoate un milion pe tine, chiar îți dau șansa de a clauza ta să fie de fix un milion dacă asta îți dorești. Iar salariul să fie cu puțin cel mai mare când ai făcut-o 5 la această echipă și mă bucur că accepti. Și ultimul jucător căruia să-i mărim contractul să fie acestui belgean, lui Salifu trebuie să dăm bani pe el, din păcate, trebuie să dăm un salariu acolo și așteptăm, poate cine știe, poate până la finalul sezonului mai scade. Belgean e ce vrei să fie la noi, doar important, 2 ani și nu știu dacă accept un salariu mai mic, dar eu te întreb, vrei să stai la noi pe 400 de mii? iar vrea și un mic bonus, bă, mi-a mi chiar o convenit, 400 cu 4.000 la semnătură, perfect, gata. Avem și un jucător, ai un salariu de Jucătorul de Academie probabil o să aibă salariul mai mare decât al tău. Dar dacă el a acceptat noi, ce să-i facem? Păi în primul rând trebuie să intrăm la noile achiziții. Am mai aici foarte, foarte mulți jucători care o are expert contractul. Din păcate, nu putem să aducem jucătoare foarte bun pentru că noi suntem în Liga 2 din România, iar Liberia ar zice că n-ar veni în momentul de față cu riscul de a juca în Liga a doua din România. Probabil vor accepta în momentul în care vom ajunge în Liga 1. Ce acum, na, depinde de ei, pentru că care era este dată pe strix, depinde foarte mult de ei, din părerea lor, dacă cred că îți de Liga 1 din România sau nu. Robin la fel, o să încercăm să facem transferuri destul de interesante. Benarfa ei s-au refăcut contractul lui, Big Falvi îi expiră contractul, dar ce am specificat nu vrea să riști să se întoarcă în Liga 2, dar dacă acestora nu li se vor acorda un nou contract, dacă nu îi va lua altcineva liber de contract, cel mai probabil vor veni la noi în Liga 1 din România, încă nu putem să-i dăm, vedeți, consideră că Liga 2 e prea slabă pentru ei, deci Big Falvi nu, Niță nu, Juntalar la fel, aș aduce tot așa bine, e foarte lent, e foarte slab, dar aș fi adus așa ca frumuseții la fel, stancul la fel și vedem că de aici în jos absolut cred că toți jucătorii ar accepta să vină în Liga a doua din România, Ciprian Deac uh, nu n-aș da bani pe el. Ronaldo Diaconu, am văzut cu foarte mult să pe Ronaldo Diaconu, pe Ronaldo, cred că probabil doar după numi, dar de bea a venit la, această echipă. Putem să-l ducem pe săpunarul liber din contract de sezonul următor. Bun, îl ținem minte. Constantinescu vedem că nu avem nicio treabă. Îl avem pe Bjarnason, un jucător din Islanda, împotriva căruia a jucat România. 67 OVR pentru acesta, ar fi un CDM de rezervă foarte interesant, al păstrăm. Nu Rusescu, i expiră contract și putem să luăm pe Raul Rusescu din sezonul următor. Lu Adi Popa se pare că eu refac contractul. Aici am pus toți jucătorii cărora le expira contractul în vară, dar nu știu, probabil foarte mulți dintre ei ce au refăcut contractele. Putem să luăm în acest sezon și pe Gabriel Tamaș. Unii a spus să-l aducem și pe Mircea Axinte. care se pare că are ceva viteză, dar două stele, două stele. Pe nu putem aduce, din păcate. avem un nou portar din Liga 2 care ar fi foarte mișto de adus, doar că se agitează foarte rapid. Pe laser mi-ar plăcea să-l aduc. Mm, cam mișloc ca parcă nu-i Și ci avem un alt jucător în apărare. Lune Pumoceno, unui fost jucător de la Petrolul Ploiești. Păieții expiră contractul, nu va mai juca la Dinamo București. Dar parcă 62 EVR, parcă este cam puțin tel, puțin tel acolo. Să aducem doar de frumusețe, nu știu ce să zic. Rugoge de la Rapid București, expiră contractul. da, da, dar e nu, nu, nu. Se pare că Radunovic Randunovic, nu știu cum se pronunță, care are o viteză destul de interesantă, doar că asta mina e, e și nu putem să-l aducem. Deci să schimbăm noi de la cei mai slabi jucători. Se pare că lui Mihai Costea expiră contract, nu știu dacă îl are rost la cei pe Mihai Costea. Pe Mihai Costea, 57 vere, va fi cel mai slab jucător al nostru. Știm cu tot ce a făcut Costea, dar hm, poate l-a nu știu, mă mai gândesc. Lu Popovici, dar ce se cu are cam viteza lui. Morar, nu prea îmi place lui Ionut Coada, băieți, Ionut Coada de la Poli Timișoara, nu prea are el înălțime, dar are o viteză foarte, foarte, foarte bună și voiam să-l de acest sezon doar că îi expiră contractul, așa că nu o să-l cumpărăm, ci o să-i oferim noi un contract. Spune, bă, știm că suntem rivali, știm că amândoi suntem pe primele locuri la egalitate de puncte, dar cer fi să joci totuși la noi, că mă gândesc că avem șanse mai mari de a promova în Liga 1 din România. La noi tipul vrea să fie doar rotation, îi oferim un treia, mi se pare destul de decent, fără nici măcar o clauză de reziliere și contractul îi oferim 1000 fix ca să fim siguri că va veni la noi, îi mărim salariul și avem primul jucător care va veni din vara următoare. În apărare totuși avem și pe Cristian Sapunaru. Acum dacă stau să mă gândesc că având 36 de ani, overeul lui o să scadă destul, destul de mult, chiar o să scadă foarte, foarte mult, dar... Chiar ar fi foarte interesant ca acesta să se retragă în Liga 1 din România. Sperăm că vom în Liga 1 din România și ce mai probabil așa o să facem. Va fi crucial, la noi este și normal. Va, da, probabil va juca mai mult prin simulări, nu cred că îl vom aduce. Un contract doar pe un an în total de acolo, nu știu ce a dat acolo 5 fără clauză de reziliere și un salariu destul de măricel. Îi întreb dacă vor un, uh, nici nu știu, dacă, dacă ești de acord pentru un uh, 2000 jumate și un 10 acum la semnătură, trebuie să probabil uh, îi mai întreb încă o dată aceeași poveste cu un 2000 jumate și un 10 la semnătură. Ce spuneți de acest salariu? Știu că este unul mai micuț, dar totuși revin legată de România. 2800 vreau neapărat, mai puțin la semnătură, ok. Ciprian Săpunaru va fi jucătorul nostru din vara următoare. Unui alt jucător căruia am văzut că îi va expira contractul. Vedem chiar aici. Raul Rusescu, băieți. Raul Rusescu va rămâne liber de contract și putem să-l facem noi gratuit. Suntem 100% sigur că va juca la noi din vara următoare. Eu zic că facem super transferul acum. Îi oferim aici importantul nostru că mai... Da, o să vrea bas să joace bas. Nu va fi probabil atacantul de rezervă. Un singur la noi sunt perfect de acord, foarte bun, mă gândeam că poate vrea 2 ani, dar nu, nu, nu. Și un salariu, eu zic că dacă accepti acum 1000 de euro pe săptămână cu 5000 la semnătură, nu, vrea, vrea 1300, acceptăm așa băieți. Raul Rusescu, -l. No, nostru jucător. Avem 3 jucători care vor veni liber de contract. Puțin la Soler nu putem aduce cine știe ce, dar eu zic să încercăm cu ofertă și la Marian Aioane. Încercăm pentru a nu știu câte ora o ofertă pentru acest portar. Eu atât vreau să încerc, poate reușesc, poate nu. Ce zici de un schimb cu Kitanov? Totul gratuit, îl dau pe Kitanov, îl vor vor pe Brătian, un văd ceva potențial în acesta. Mamă, nu știu ce să aleg, nu știu ce să aleg. Ei, bă, l vrea pe Ioani, sincer. Clar l-aș vrea pe Ioani, nu-mi place Chitanov. Aș vrea un portar român să facă ceva foarte bun la echipa noastră. Dar o să refuz, mai păstrăm, mai păstrăm. Și avem prima ofertă de împrumut. Lăm bai, pix și nu vreau să vad, dar uh, cât valorează acesta? Hmm. Nu știu, Primești doar long to buy pentru Brătianu. dacă nu mă înșel, nu era cel la care avea potențial de de ridicat. Na, reject. Nu vreau să-l vând. Încă una pentru Brătianu, incredibil, long to buy. Dacă primesc doar long to buy, nu o să mai prece asta în promunicăierea bucuria noastră, Moise se pare că a redevenit la 70 vere după accidentare. Așa ne place. Strămea acolo la un 70 bine. Încă o ofertă de împrumut, dar de data aceasta pentru un alt jucător pentru Brazilia. Bă, pe acesta cer laș, da. Pe cu acesta aș uh, negocia. Accept uh, un sincer. îs uh, de acord. Pe o perioadă scurtă de timp, mai de acord, adică până în vară. Să plătim uh, Atât, bă, dacă plătesc chiar mai puțin mi-am -mi convini ok. Și aici e vorba de salariu. Cât să-mi plătească băieții ăștia? Dar nu cred că este obligatoriu. Dacă scot, o să forțez la un milion, sincer să fiu. Dacă îmi oferă pe acesta un milion, este perfect. Hai să rămână un 800, de ce nu? Hai cu un 800 de mii. Ofertă de împrumut, de acord, probabil va accepta acest băiat pe o perioadă scurtă de timp, iar dacă vor să-l achiziționeze definitiv, îl pot cumpăra cu un 800 de mii. Ne-a venit și luna de romeniuri, în care vedem că avem ceva jucători interesanți. Ne-a venit Stanislav Ripanu de data aceasta, fratele mai mic de 15 ani. Dar fratele mai slăbuț. David Catargeu, la fel foarte slăbuț. Cred că, cred că era cel mai bun din toți. Matei Rusu mega slab cu Cernat, nas slăbuți, foarte, foarte slăbuți, iar lupul ce să vedeți, cel mai slab din toți jucătorii. Pare că nu mai vin jucători așa talentați, la început am avut noroc de ceva tineri talente, dar s-a dus tot norocul și ne-a ajuns, cred că și ultima lună, la Moldoveni, exact, și din nou ne vin jucători mai interesanți. l avem pe Tanis Lavradu, care are un overhead destul de ridicat, potențialul lui nu mă gândesc unul chiar atât de imens dar OVR-ul lui este destul de ridicat și îl aducem la echipă și mai avem și pe Vlad care e vlăduțul nostru este slăbuț dar măcar nu venit un super jucător din Republica Moldova iar dacă stăm și verificăm vedem că acesta are deja 61 overe deci putem să vedem că nu are potențial 6 stele, 6, 5 stele la skill moves și unul la weak foot, 17 ani pentru acesta, o viteză destul de mea, are vârsta necesară ca să-l aducem la noi, este perfect, un potențial care s-ar putea să fie undeva până la 70, îl promovăm la echipa mare. Așa m-am văzut cu Răducan, Răducan a crescut și el, Răducan are 58 OVR și 16 ani, îl, provocăm, îl promovăm și pe Răducan. Perfect, nu mai avem niciun jucător la Academie. Răducan, care și-a luat cu numărul 15. Mă gândesc că au rămas antrenamentele, aceeași poveste îl punem spre în împrumut. Vedem jucătorul nostru din Republica Moldova, care poate jucă rămân, dar nu prea are cine știe ce viteză. O să-l punem puțin să crească și la steli la weak food, și la stamina, și la viteză, dar pe acesta l voi da direct și pe lista de vânzare. Neavând un potențial destul de invest, nu ne poate ajuta atât de mult. Îi vom da tricou cu numărul 24 să fie acolo. Se pare că Linz oficial a plecat și încă o ofertă pentru Brătianu. Dar Brătianu, ce să vedeți, Brătianu are potențial destul de mare cel și nu vreau să risc să-l pierd pe o sumă mică de bani. Încă una pentru Brătianu, încă una, încă una la autobai, încă una cu autobai, încă una refuzată. Dar trebuie să ne axăm băieți pentru meciurile acelea Blanao, acelea importante și intrăm direct meci cu Metaloglobus. Pe Globus care se află pe locul 13 cu 24 de puncte. Vom simula această partidă cu ei doar că vreau să mai fac o mică modificare au anunțat olandezul că vrea să joace și el deci Lica vei sta puțin pe tușă de data aceasta sau nu hai că îl băgăm și pe lica bun ne-am adus băieți câțiva apărători din câte ați văzut doar că acestea vor veni din uh, perioada următoare mai schimbăm puțin aici încă un jucător mai dăm oportunitate așa altora dacă tot simulăm și eu zic să înaintăm Direct, peci simulat, Piherea, nu putem să o ducem că din păcate se retrage, îi dăm foarte frumos un quick. Sim jucăm la noi acasă și reușim un 1 la 0, salifu, singurul marcator. așa băți. În sfârșit avem un clișit în plus, doar 1 la 0 pentru noi. Și băieții de la Metaloglobus nici măcar o ocazie pe poartă, absolut nimic, ne bucurăm. Poli Timișoara câștigă și ei. Ah, sper să se încurce. Deci se pare că avem meci tot cu echipa de pe locul 13, vom înainta totul bine frumos. Ei spre bucuria noastră sunt puțin, puțin cam obosiți, dar și olandezul nostru vom face aici o mică modificare. Lăsăm pe Romario titular cu Salifu pe partea aceasta, iar dacă ia am nu prea de stamină, îl băgăm pe Arnautu care are tot același OVR, îi dăm foarte frumos un quick simul, lăsăm pe care are 70 OVR și reușim în 1 un, la 0 cu singurul marcador fiind Salifu, doar de data aceasta echipa adversă de pe locul tot 13, măcar au avut o ocazie pe poartă. Vedem mai în față Pandurii, Târgu Jiu 1 la 1 cu Rapid și rest n-am mai văzut absolut nimic. Bă, păi, nu prea reușit cine știe ce transfer în această perioadă de iarnă. Vă facem mult mai mult în vara următoare, se pare. Deci, dacă tot avem o sumă de bani să-l achiziționăm. Doar că avem doar opțiunea de a încheia contractul. Și ceea ce mă gândesc eu, nu avem opțiunea de cumpărare pentru că îi se termină contractul. El mai are 5 luni de contract și la noi, dar 6 luni la echipa lui actuală. Deci eu zic să-l păstrăm aici, iar un momentul în care acesta, de fapt, în momentul în care vom termina sezonul, îl vom preda la acea echipă, după care îl vom achiziționa, fix la fel cum am făcut și cu Rusescu și cu mulți alții. Pare că Cătălin a pleca și chiar mă gândeam să-l achiziționez, dar nu vom reuși. Pare că avem, cred că, probabil un jucător de prin Liga a doua din România care a fost scumpărat de către Spurs, asta mi se pare foarte interesant. Din păcate aș fi avut bani chiar în momentul de față să-l aduc pe Constantin Budescu, doar că acesta nu vrea să joace în Liga a doua de România. Sperăm să-l aducem în momentul care vom fi în Liga 1 din România, deci în sezonul următor. Am mai pus aici câțiva jucători interesanți, pe dobre nu putem aduce. Și am mai rămas doar Hanca, nu vrea să joace și la noi, dar pe răpul putem achiziționa și chiar am zis că vreau un jucător acolo în apărare. Deci neavând având jucători să aducem, luăm pe cineva din Polonia, încercăm să facem măcar un transfer la tot avem. Ceva, ceva bănuți Ce Oare nu mai dau, nu mai dau la niciun schimb Îi întreb băieți, dacă îți de acord să-mi oferi jumate de milion pentru acesta El zic că-l vor pe Raducan Noi zicem că nu prea vrem să dăm niciun jucător în Că avem bani Culmea, culmea Să preferăm să dăm un uh, 550 Ce spuneți de un 550? Mi-a mi se destul de frumoasă ne la un 600 de băieți Am făcut, l-am luat pe Miranda Care eu am ziceam în continuu Mirinda Că mi se părea mai amuzant, haha. ha, ha. Um, și l-am vândut pe miliona, milion, am vândut foarte mulți jucători de milion, avem bani să plătim salariile. Deci cel mai probabil rămâne să luăm un jucător mai scumpuț, 600.000 Probabil începem să ajungem pe ăla de nerealism, pentru că trebuie să plătim să jucătorii. Dar haideți să ne luăm acolo un super RB care va fi și crucial. Trebuie să ajungem băieți ceva jucători foarte buni la noi. Ne întărim echipa cum știm noi mai bine și vrea și acesta un salariu destul de ridicat ca să în Liga a doua din România. Îi promitem promovarea. Vam noi trebuie să tine la titlul, ca așa ne-a zis domnul patron, să câștigăm titlul. 2500 cu 25.000 de și avem un nou, un nou jucător. Pe ce nu l-aș mai aduce pentru că avem deja apărători. La Nepumo ce nu mă mai gândesc, la Gabriel Tamaș nu are rost să mai achiziționăm. Avea clauză de 200 de mii, puteam să-l aducem de acest sezon. Dar viteza lui lasă de dorit, poate să-l aducem și pe Gabriel Tamaș. Gabriel Tamaș, dacă ar fi să-l aducem așa doar așa de frumusețea carieră ca să avem acolo un apărător. Hai, tată, de ce nu? Hai să-l să să Avem banii, permitem Gabriel Tamaș, hai în Liga 2. Omul o stat în Liga 1, s-a dus în Liga 2, o venit iar în Liga 1 și acum ce facem noi la chestiunea ca să-l reîntoarcem în Liga 2. Gabriel Tamaș face navet așa între echipe. Măcar e bine că știe că vrea să joace la noi doar un singur an, probabil se va și retrage la noi. Vom avea, vom avea câțiva apărători băieți care se vor retrage la noi. 1000 de euro, 5000 50 de euro, acceptă din prima. Am mai dus încă un jucător că doar să putea și cam atât băieți cu achizițiile noastre și acum că stau să mă gândesc, cred că nu a fost o idee atât de bună, nu cred că da, bine că la răpă o să avem doar așa un e-mail ca da 600, dar da, na, Gabriel Thomas, o prezentare, e incredibil că da, Tama și piste răpă să știe, vom schimba aici jucătorii, lică în apărare și partea aceasta va intra în răpă, Tamaș va fi rezerva noastră. chiar nu trebuie un apurator de rezervă, măcar să aibă un overe mai ridicat cât să ne ajute prin simulări. A mai rămas să alegem numerele de pe tricouri. dacă stăm și ne uităm, probabil da, uitați că numărul 10 este liber și mulți ce numărul 10 lui Moise, îl mai lăsăm pentru că de-a lungul care acesta a avut doar numărul 27. Cornel în Răpă, care a mai jucat la Oțelul Galați, vedem că la această echipă a avut numărul 3. La Steaua București a la FCSB a avut numărul 2, după care de-a lungul carierei vedem da, din sezonul 2012-2013 acesta a avut doar tricou cu numărul 2, deci l-a ales foarte foarte bine. Iar Gabriel Tamaș în Premier League și la FCSB și la Dinamo vedem că la foarte multe echipe și acum la Universitatea și la Astragiuși și la Voluntar și prin ce mai fost el, avut de a avut de-a lungul carierei doar numărul 30. Deci ce putem face noi decât să lăsăm numărul 30, chit clar Arnautu, Arnautu nu o să iei tot cu numărul 10, asta este clar, dar Arnautu a avut de-a tricor, nu vine să cred, îi voi lăsa lui un 29, gata, i-am schimbat lui asta tricou din, avea din 9 în 19, după care am dat în 30, 29, la 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 la, lăsăm echipa așa, am pregătit și numele pe tricouri, băieți, sper să vă placă această echipă, Vedem că jucătorii noștri mai evoluează și în OVL, trebuie să crească în ce în ce mai mult. De fapt, nu că a evoluat, ci trebuie să facem aici un schimb, că Părvulescu va fi jucătorul nostru titular. Încă o ofertă de aceasta de la Cracovia, le-am luat un jucător și să spuneți, bă, dar dacă tot ne-aș lua, nu vreți să ne-l dați? Nu, 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 vreau doar și probabil nu o să primesc această binecuvântare. Da, mi-a mi dat și ultima simulare în acest episod. Am mai jucat cu aceștia de-a lungul carierei, jucăm la ora 14. Uh, haideți să lăsăm pe Gabriel Tamaș măcar să debuteze la noi, să-i dăm această bucurie. La fel și lui Răpă, Răpă oricum va fi jucătorul nostru titular. Îi mai dăm uh, lui Pârvulez, dar nu o să mai bine când cu se evolueze, dar OVR în plus este un OVR în plus. Sperăm să ne ajute treaba asta, să fie acolo spre avantajul nostru pentru a câștiga această simulare cu CSM Slatina și câștigăm 3 la 1 normal când i luăm gol Ripanu, Moise și Salifu marchează 3 la 1 bă, băieți cu la Manchester City, Pamecano la Barcelona și Kimpembe la Inter s au luat băieții apărători nu doar noi ne-a luat continuu apărători ne-a luat vreo 2 apărători l-a luat pe Săpunaru l-a mai luat pe cel de la Puli Timișoara l-a luat acum pe Gabriel Tamaș l-a luat și pe Râpă. Uh, perioada se pare că este doar pentru apărători. Aceștia au cumpărat un jucător cei de la Aerostar Baku, foarte mișto, absolut nimic, absolut nimic, slatina nimic, nu prea s-a întâmplat, îi dăm mai rapid. Noi ce-am mai uh, uh, cumpărat, că în rest n-am vândut absolut nimic, am vândut înainte și s-au vândut jucători pe milion și ceva. Deci la fel tot, în teorie suntem pe minus, care, absolut nimic. Coadă o plecat de la ei. Listei o plecat pe un milion jumate. Rapidul vând un jucător pe un milion jumate. Bă, incredibil. Nu o să întâmple asta niciodată. Raducan, ofertă de împrumut și pentru Raducan, care e răpit Raducan. Nu-l mai dăm. Nu știu, înseamnă că rămân jucători ăștia cumva la noi, că... E buguită rău treaba asta cu că doar asta primim. Ultima noutate, mai sunt doar 3 ore, ofertă pentru Radu, pentru moldoveanul nostru Radu, dar vom refuza, îl păstrăm ca rezervă la noi și mai probabil îl vom vinde în vară și sperăm că va mai crește un overe, nu îl vindem acum fix pe final, când mai sunt doar câteva ore, îi păstrăm acolo banii, îi păstrăm acolo jucătorii și trecem mai departe, am ajuns în luna februarie avem acolo kiturile noastre frumos, răpă, vedeta echipei, un super transfer făcut de către noi, mai avem ceva bani în cazul în care vrem să ne facem câțiva jucători liberi de contracte, să plătim salariul Salifu, deja ar cam trebui să ușor, ușor, ușor să ne înaintăm și să ne axăm cum trebuie pe în campionatului și vedem că Poli Timișoara s-a încurcat. Poli Timișoara a pierdut cu Metalog Globus pe care noi am bătut cu 1 la 0 în simulare. Bine, de data asta n-am mai El greșit, a fost pe fază cu Clujul, destul de sus în clasament. Mai probabil așa, voi ziți și așa se va întâmpla. Simulăm cu Rejița, Aerostar Bacău, cu Pandurii și Slobozia, nu, cu Slobozia clar, dar cu Pandurii Târgu Jiu nu. Deci în episodul următor avem parte de Rapid și Târgu după care înaintăm și trebuie să ne axăm pe meciul cu Poletim, Timișoara și Cluj, după care simulări, 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 probabil vom mai juca una cu Craiova și cu Pandorei, deci cam patru episoade, din păcate mai durează ce vom avea parte din măreața noastră promovare. 4 episoade sau 5, ei, cu mai mult simulând vor mai fi 3, vedem aici pe Tamas cum dă interviurile în continuu, că Tamas chiar și în realitate numai interviuri dă non-stop, nu stop non-stop, non -stop. Păi băi, sper că v-a plăcut foarte mult acest episod și dacă mai vreți episoade în continuare și dacă vreți să ne axăm, să intrăm cât mai rapid, cât mai rapid în liga din România, nu uitați să vă abonați, clopoțelul activat ca să primiți notificarea aia blană în fiecare zi în fiecare zi cum voi posta clipurile mele cu FIFA. Trebuie să ne axăm în câteva zile, intrăm în Liga 1, trebuie să mai aducem câțiva jucători, trebuie să mai aducem și câțiva jucători care au mai trecut de-a lungul carierelor în Liga 1 din România. Nu vom aduce doar, doar români, trebuie să mai aducem și ceva strănieri, trebuie să mai aducem câțiva jucători foarte buni. Ne păstrăm acolo un buget, poate la aducem pe Budescu, poate mai aducem pe Big Fall poate mai ducem pe nu știu cine. Băi băieți, de -abia aștept să câștigăm acest campionat, trebuie să ne axăm, jucătorii noștri au evoluat, începem să câștigăm cât de cât în simulări. Numele meu este Diez Băuresa, toți să aveți o zi extra ordinară. vă salut!